Miriam are o relație de câțiva ani cu Mihnea. Te dai cu crema mea? Păi, n-ai zis tu că e bună pentru liduri? Păi da, mă, dar e aia scumpă. Îți dau ceva care e bun pentru tine. Ah, pardon, eu n-am față de cremă scumpă, am înțeles. Însă după ce Bianca îi amintește ce vârstă are... A vorbit cu maică mea și mi-a zis care e treaba asta cu 40. Înțelegi? E o treabă cu 40, da? Se duce naibii tot. Fertilitate, tinerețe, dorință, tot se duce în jos. Am fost să mă văd cu Bianca. E gravidă. Foarte frumos. Și mă gândeam dacă vrei să facem... Nu cred că ți-a venit fix acum ideea să te mulțești. Vreau să vorbim. Despre ce? Despre noi. Ce e de vorbit? Uite, de exemplu, când o să facem un copil? M-am mai gândit. La ce? La cum să te conving să facem un copil. Reușește în cele din urmă să-l alunge din cauza obsesiei ei. M-a părăsit pentru Daniela. Apoi, rămasă singură... Pe bune? Ai fost internată pentru că ai mâncat prea multe dulciuri? Dar tu câți ani ai? Pornește o adevărată vânătoare după partenerul ideal. Mi-a scris un tip. Ce tip? Unul mai tânăr. Cât de tânăr? 29. E perfect! Mai când îți predai lucrarea? Curând. Ar trebui să-i spui nepotului tău să-și bage mințile în cap și să se apuce de treabă, să mai lase prostiile, că e foarte deștept. Dar nu e mătușa mea, e iubita mea. Ce față satisfăcută ai! Ce, n-am voie? Ba da. La ce oră te întorci? Mai pe seară. Din păcate însă... Aici e cuibușorul? Care cuibușor? Unde faci sex cu soțul meu? Nu, stai puțin, mă confunzi, eu nu știu despre ce vorbești. Soțul meu, Bogdan. Și nu înțeleg de ce vrei tu să ai copil. Abia ai țipat și m-ai chemat pe mine să te ajut. Cum crezi tu că o să ai grijă de un copil? Dar nu știu, dar vreau copil. Voi toate aveți copii. Eu am rămas pe din afară, pe peron. Și tu mă cerți într-una mă cerți. Miriți. Va izbuti oare Miriam să găsească ceea ce își dorește? Tu îți dorești să ai copii? Da. Și eu. Abia aștept să-i pun în spinare și să-i duc la munte. E fosta mea. Pare rău. Am greșit. Te rog să mă ierți. Mi-aș vrea totuși să ne mai vedem. Te iubesc mult și vreau un prichindel să alerge pe aici, prin casă, care să se semene cu tine. Mi-a spus că nu sunteți bine. Că viața voastră sexuală nu e. Că e zero. Și am făcut sex.